Campion, bună ziua! Sunt aici pentru a vă împărtăși noi taine ale limbii române. Astăzi, împreună, le venim de hac greșelilor legate de ortograme. Să începem! Vă propun niște expresii și voi va trebui să continuați. Propun expresiile mele. Astăzi norii sunt pufoși precum iepurașii. Inima mea este caldă asemeni unei îmbrățișări. Sunt un elev silitor ca o albinuță. Sunt sigură că și expresiile voastre au fost la fel de frumoase. Să continuăm. Vă propun două propoziții. Le citesc. Cartea sa este mai interesantă. Marcel s-a dus la munte. Observați cuvintele evidențiate. S-a fără cratimă și s-a cu cratimă. Spuneți-mi cu ce cuvânt putem înlocui s-a din prima propoziție. Așa este. Cu ei sau a lui. Să verificăm. Cartea ei este mai interesantă. Sau cartea lui este mai interesantă. Deci ați descoperit o regulă. S-a împreună îl voi scrie atunci când pot să-l înlocuiesc cu ei sau a lui. Ne arată posesia. A cui este un obiect. Să vedem a doua propoziție. Marcel s-a dus la munte. Pot să-l înlocuiesc cu ei sau lui? Să încercăm. Marcel, nu putem. Este o acțiune. Deci, regula ne spune că momentul în care sa este în fața unei acțiuni, îl vom scrie prin cratimă. Să repetăm împreună regula. Sa fără cratimă îl voi scrie de fiecare dată când arată posesia. Ne arată a cui este un obiect. Și îl putem înlocui cu cuvântul lui sau ei. Iar sa prin cratimă îl vom scrie de fiecare dată când urmează o acțiune. Continuăm activitatea. Vă propun un șir de propoziții. Voi va trebui să rostiți forma corectă a ortogramei. Citesc prima propoziție, apoi voi sublinia care este forma corectă. Eu sunt sigură că voi nu veți da greș. Ana s-a dus la prietena sa. Prima formă corectă va fi sa prin cratimă, pentru că, sigur, este în fața unei acțiuni. Prietena sa, forma corectă este fără cratimă, deoarece ne arată, putem înlocui prietena ei. Următoarea propoziție. Aceasta s-a bucurat. Forma corectă este sa prin cratimă, deoarece este în fața unei acțiuni. I-a împrumutat cartea sa. Ne arată a cui este cartea. Este cartea ei, în cazul nostru. V-ați descurcat cu siguranță cu această sarcină. Să continuăm. Descoperim regula. Dacă pentru o floare spunem că s-a bucurat de soare, cum va fi pentru mai multe flori? Sigur, florile s-au bucurat de soare. Ce observați? Este o nouă regulă care ne vorbește despre ortograma sau, scrisă prin cratimă. Deci vom scrie sau prin cratimă la fel când este în fața unei acțiuni. Continuăm. Mergem în parc sau la cinema. Spuneți-mi cu ce cuvânt putem înlocui cuvântul sau evidențiat din această propoziție. Sigur v-ați dat seama. Ori. Mergem în parc ori la cinema. Dragi elevi, ați descoperit încă o regulă legată de ortograma sau prin cratimă sau împreună. Să o repetăm. Voi scrie sau împreună atunci când pot să înlocuiesc cu cuvântul ori. Voi scrie sau prin cratimă de fiecare dată când este localizat în fața unei acțiuni. Este simplu. Să vedem cum ați înțeles și această regulă. Vă propun un joc al ortogramelor. Priviți atent rubricile acestui tabel. Cu siguranță aveți deja și răspunsurile. Dacă acum el, ea, se spală, atunci el, ea, ce a făcut? S-a spălat. Și atunci ei, ele,
sau spălat, pentru că sunt mai mulți. Continuăm. Dacă acum el ia se duce, atunci el ia ce a făcut? S-a dus. Avem ortograma sa prin cratimă. Iar ei, ele, ce au făcut? S-au dus. Avem ortograma sau prin cratimă. Ne arată mai multe ființe. Dacă acum el ia se pregătește, atunci el ia ce a făcut? S-a pregătit. Dar ei, ele, ce au făcut? S-au pregătit. Vedeți cât de simplu este? Vă propun în continuare un alt joc. Sunt un șir de propoziții care conțin ortograma sa, sa, sau, sau, cu și fără cratimă. Dacă propoziția este scrisă corect, bateți cu toții o dată din palme. Dacă propoziția este falsă, adică are scrisă ortograma greșit, bateți o dată cu piciorul din podea. Mama s-a bucurat pentru rezultatele mele. Este fals, pentru că sa este în fața unei acțiuni. Ați bătut cu piciorul în podea? Continuăm. Mergem la teatru sau la cinema? Așa, este adevărat. Bunicii s-au dus la munte. Este fals, pentru că sau trebuia scris cu cratimă, deoarece este în fața unei acțiuni. Părerea sa este importantă. Este fals, pentru că ne arată părerea ei sau părerea lui și nu este adevărat. Vrea la a sa casă. Este adevărat, pentru că vrea la ei casă, vrea la a lui casă. Și ultima propoziție, soarele s-a ascuns după nori. Este o propoziție adevărată și ați bătut din palme. Mă bucur că ați reușit să ajungeți la final cu succes. Vă propun în continuare să găsiți care este locul ortogramelor care s-au rătăcit. Iarna s-a grăbit să cearnă norii. Care ortogramă voi scrie aici? S-a, prin cratimă, deoarece este în fața unei acțiuni. Podoaba sa strălucește. Va fi sa fără cratimă. Podoaba ei strălucește. Copiii s-au pregătit să meargă la derdeluș. Va fi sau cu cratimă, deoarece este în fața unei acțiuni. În urma lor porni și cățelușul care era mai mic decât un ghem sau o gutuie chiar. Voi scrie sau împreună, deoarece putem înlocui cu ori. Și la final am o surpriză. Versuri ce conțin ortogramele învățate astăzi. Mere, pere sau alune, turte dulci ori multe prune, cartea sa, a sa mămică, floarea ei, a lui pisică, iar cratima mereu voi pune, când scriu sa, sau și acțiune. E ușor și tu învață. E util pe întreaga viață. Cu voi a fost Olga Cernei, învățătoare care crede în elevii săi.